Mingea. Spectacolul Cabaretul Cuvintelor a avut loc duminică la Roman. Piesa este inspirată din opera scrisă de Matei Vișniec, iar tema acesteia este încărcată cu dramatism, dar și condimentată cu umor sau ironie. Astăzi, într-o zi specială, Ziua Mondială a Teatrului, v-am pregătit o bucurie. Alături de trupa de teatru Gong, vă invităm la premiera spectacolului nostru, Exerciții de muzicalitate pură, Cabaretul Cuvintelor, adaptare după Matei Vișniec. Deși scenariul a fost scris în doar 4 zile, regizorul spectacolului consideră că suita de texte a căpătat culoare și sens pe măsura întregii reprezentări. Astăzi avem cumva premiera, deși nu i-aș zice chiar premieră, pentru că e o avanpremieră, că spectacolul mai are un pic de lucru. Cabaretul Cuvintelor, așa, de Matei Vișniec, e o carte scrisă de dumnealui. Noi am preluat niște povestiri de acolo, niște monologe, le-am contopit într-o poveste, deci piesa în sine nu e o poveste scrisă de cineva de la cap la coadă. Noi am făcut-o, ne-am străduit să aibă și un mesaj, să fie și comică. N-am ce să vă povestesc, trebuie să veniți să o vedeți. La scenariu am muncit cam puțin, adică vă 4 zile, trebuia să muncim mai mult, dar în 4 zile ne-am străduit să extragem tot ce e mai bun din carte și să facem un spectacol. Cabaretul Cuvintelor promite să-și surprindă spectatorii prin splendoarea cuvântului cu bune și cu rele, dar mai ales cu putere. Telespectatorii Roman TV vor putea urmări acest spectacol în curând.